De mâine, 26 iulie, Primăria Municipiului Megidia va demara campania de distribuire a ajutoarelor alimentare provenite din stocurile de intervenție comunitare. Acestea sunt destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România. Beneficiarii sunt persoanele cu handicap grav și accentuat, gradul 1 și 2, șomerii, pensionarii cu pensii de 450 de lei pe lună, inclusiv beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei și persoanele beneficiare de ajutor social. Fiecare va primi câte două cutii cu un conținut identic. Începând cu data de 26 iulie 2016, Primăria Municipiului Megidia va demara campania de distribuire a ajutoarelor alimentare de la Uniunea Europeană categoriilor defavorizate din Municipiul Megidia, respectiv handicap gradul 1 și 2, da? Pensionar până în 450 de lei, șomeri cu al cărui quantum tot se află la nivelul 450 de lei, beneficiari de ajutor social, alocație pentru susținerea familiei. Ce conține acest ajutor? Fiecare beneficiar va primi două cutii de alimente cu un conținut identic, respectiv făină, mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, conserve carne de vită, conserve pateu de ficat, orez, conserve de pastă de tomate și fasole bobă. Pe ce perioadă se desfășoară? Începem în data de 26, însă încheie distribuția, nu știu să vă spun, anticipez de acum, dar bănuiesc că o lună de zile cel puțin. Municipalitatea anunță că pentru ridicarea alimentelor, persoanele trebuie să prezinte cartea de identitate în original. Programul de distribuire este de luni până joi între orele 9 și 16 și vineri între orele 9 și 13. Distribuirea alimentelor se face pe parcursul mai multor zile până când toți beneficiarii vor primi ajutoarele. Acestea se ridică de la fabrica de pâine de la ieșire din oraș.